Bismillahirrahmanirrahim, în numele lui Dumnezeu cel milostiv îndurător. Pace vouă, salam aleikum. Aș vrea să atrag atenția doamnelor și domnilor musulmani convertiți, care sunt mânați de orgolii nemăsurate, să le atrag atenția că a vorbi fără știință nu este chiar un lucru potrivit. A vorbi de dragul orgoliului este un lucru care ne duce direct în iad. Lăsați deoparte orgolile și prostiile și puneți mâna și citiți Coranul în limba voastră maternă. Pentru mine este ciudat când văd pe internet discuții filozofice despre Coran și traducerea Coranelor făcute de oameni care habar n-au de araba coranică. Oameni care nu știu să vorbească nici araba literară. Oameni care habar nu au de limba lor proprie. Îmi pun întrebarea, acești super musulmani și super musulmane, cum au trecut la islam? Pentru că orice doamnă convertită, sau aproape orice doamnă convertită, întreb, toate au trecut la islam cu 5 ani înainte de căsătorie. Și apoi s-au căsătorit, nu s-au convertit după căsătorie. Dragile mele surori, chiar nu are nicio importanță că v-ați căsătorit și apoi v-ați convertit la islam. Chiar n-are nicio importanță. Ați făcut acest pas. Atunci, pentru numele Dumnezeu, puneți mâna pe Coran și citiți Coranul în limba voastră maternă. Citiți Coranul ca să-l înțelegeți. Nu mai citiți Coranul în engleză și discutați despre el în română cu filozofii despre franceză și arabă. Pentru că ea sunt un talmeș-balmeș care nu ajută la nimica, nu arată numai orgolile voastre care o să vă prăbușească undeva. Citiți Coranul odată, de două ori, de trei ori, de 30 de ori. Citiți Coranul și lăsați discuțiile în contradictoriu. Și vorbiți în momentul în care aveți dovezi serioase, în momentul în care vreți să dați un sfat. Terminați cu sfaturile gen, ca să nu te deoc, trebuie să spui asta, asta, aia, ca să nu te pisica neagră, să nu te vineri 13. Ori credeți în Dumnezeu, unul, Allah, God, Ishten, Creatorul, ori dacă nu, apucați-vă și faceți o carte despre câinele negru cu pata albă în coadă și despre pisica neagră, vineri 13 și de ochi. Astea sunt prostii. Credința voastră puternică vă apără de absolut orice superstiție de asta ridicolă. Deci, terminați cu prostiile astea și citiți Coranul. În momentul în care o să citiți Coranul, o să vedeți imensitatea Creatorului, dragostea Lui extraordinară, răbdarea minunată care o are cu noi, învățătura deosebită pe care ne dăruiește. Și o să vedeți că nu face altceva decât vă învață să fiți oameni buni, să fiți oameni credincioși, oameni care se roagă, oameni care au răbdare, oameni care strâng comunitatea, nu o dezbină. Voi nu faceți altceva cu prostiile și orgolile voastre și discuții în contradictoriu decât să dezbineați comunitatea în continuu, în continuu, în continuu, în continuu pentru orgolile voastre. Frățiorii noștri musulmani care acceptă orice spune un musulman nativ, le atrag atenția că islamul nu se dobândește la naștere și nu primesc ei un cromozom în plus, musulmanii nativi, pentru faptul că s-au născut într-o familie de musulmani. Deci, frații mei, dacă ați citit Coranul și citiți Coranul în continuare, o să vedeți că nimeni nu-i mai presus decât celălalt. Dacă cineva vă spune ceva și nu este în conformitate cu învățătura coranică și tradiția profetului Muhammed, pacea asupra lui, spune-i, bă, fratele meu din Algeria, din Arabia Saudită, din Egipt sau mai India sau Pakistan, vezi de drumul tău că ce spui tu e o prostie. Ăsta-i adevărul. Dar pentru asta citiți Coran. Eu știu că e mișto să fii musulman, te duci la moschee sau în altă parte, mănânci aurma și bei ceai cu băieții.
Asta e o parte foarte mică a socializării. Hai să zicem că face parte din islam, pentru că islamul este un mod de viață. Dar trebuie neapărat, dragii mei, să citiți Coranul și să lăsați orgolile deoparte. Eu, dacă vă vorbesc și vă dau un sfat, nu fac în calitate de șef. Nu sunt șef la nimeni. Eu, ba da, sunt la familia mea. Atât și nimic mai mult. În rest, nu sunt decât fratele vostru, mai bărbos, mai bătrân, mai nebun, dar credeți-mă că numai adevărul vă spun. Vă doresc o zi minunată. Salam aleikum. Pace vouă.